Da. Eu mă aflu undeva în grădină. Grădina asta e printre primele grădini care am început eu să le fac în Portugalia. Și stai până la final pentru că o să-ți lămuresc în acest video cât poți câștigi ca grădinar în Portugalia, cât bani poți să faci și cât este plătit un grădinar când lucrează pe conta sa sau când lucrează la un patron. Eu, Mafia, bună ziua, bună dimineața sau cum vă găsești filmarea data. Astăzi vă iau cu mine la lucru în jardin. Avem niște lucrări de făcut în grădină, la vreo 2 oameni, așa. Trebuie tăiete, ca de exemplu planta asta care o vedeți voi. Vine toamna și toamna iese să scurtează, ca la anul să dăie roadă din nou, să fac flori. Eu au făcut flori tot anul ăsta, acum florile au căzut jos, se termină, dar noi trebuie să o curățăm și să o tăiem așa din jos, ca e tot iarna să prindă putere și în primăvară să crească așa frumușel. Așa că o să vă arăt niște lucrări care o să le fac astăzi în grădină. Câțiva oameni au scris acolo că eu nu vorbesc româna corect. Corect, eu nici n-am zis asta, dar eu încerc să mă corectez. Așa că pentru toți cei care ne-ați scris că tu acolo greșești, că tu acolo folosești rusismi, nu știu și cuvinte moldavski, moldovnești, stați liniștiți că noi încet, we gonna improve. O să învățăm să vorbim corect. Și la temă. Asta oleandra, eu am tăiat-o anul trecut fix așa de tare cum am tăiat-o și anul ăsta. Și uitați-vă, toate frunzele astea care le vedeți voi aici jos, ele au crescut aproape în timp de un an de zile. Deci anul trecut se vede că eu am tăiat-o tot la fel, fix de ișana, fix la mărimea asta. Și în decurs de un an de zile, ei au crescut așa de tare. Așa că la anul, cu siguranță va crește înapoi fără nicio problemă. Acum rămânem să ducem gunoiul, gunoiul îl ducem aici aproape, afară, nu trebuie să-l cărăm departe și repede terminăm. Ia ca uitați-vă, fișul ăsta, el deja, florile deja mor, s-au terminat și el până la anul viitor nu mai face flori. Dar noi trebuia să-l tăiem așa, micteluț frumos, fix ca pe alte plante, ca ele în primăvară să poată să dăie din nou, să crească, să facă floricele. El acum arată nu chiar frumos, dar e normal că vine toamnă și e normal să arate așa. Acum vreau să vă arăt mai departe cât trebuie stai, dar nu o să reușesc azi, pentru că aici e jele mare. Ia uitați-vă aici cât de tare au crescut plantele astea. Tot până și se termină câmpul ăsta de tenis, trebuie de tăiat frumușel. Este mult ușor de lucru, dar acum trebuie să ducem la altă casă, așa că o să strângem tot și o să facem curățenie frumușel aici. Ducem tot la gunoi și încet, încet, luna asta, azi trebuia să stăiem câte o lecuțică din toate, nu numai decât stăiem totul azi. Așa că da, toamna grădinile trebuie să pregătite pentru iarnă. Asta e ceva normal. Permanent spun să filmez când fac o lucrare, să filmez și las telefonul în mașină sau mă sună cineva sau uit și când am tăiat iarba și când lucrarea e gata, dar atunci zic trebuie să filmez, dar mai bine vă arăt așa efectul cum e. În grădina asta s-o tăiat iarba, s-o tăiat niște plântișoare, așa niște flori care erau uscate. Și în rest, data viitoare o să le tăiem și pe astea care se termină florile astea rozove, o să le tăiem mărunțel. Și ce vreau să vă spun eu? Astăzi o să încerc să vă fac o analiză și o statistică la cât câștigă un grădinar în Portugalia când lucrează pe conta sa și când lucrează la patron sau este angajat. Așa că acuși mâncăm și după asta continuăm video. În fine, prieteni, eu de mai multe ori am primit întrebarea asta pe TikTok cât și pe YouTube și am decis că să vă explic puțin mai clar cum decurge tot procesul ăsta cu grădinăritul în Portugalia. De lucru este, oamenii nu prea sunt la lucru, dar de lucru este în 2024, acum și 2025. Problema este că lucrul ăsta nu prea se plătește. Atenție, dacă tu lucrezi ca angajat, dacă lucrezi pe conta ta, cu siguranță o să poți face bani, o să poți iei obiecte. La început o să-ți fie foarte greu, dar la început, la oricine, este greu. Rar care să încep să lucreze, deschid o activitate și deodată au așa de mult lucru și așa le-i de bine și nu se mai văd din bine. În fine, în Portugalia este cam așa, lucru de grădinar, cât și lucru în construcții, cât și în restaurante, hotel și așa mai departe. În genere, Portugalia este o țară unde nu se câștigă așa de mulți bani ca angajat. Dacă tu ești angajat în Portugalia, ți-ai găsit de lucru la o companie oarecare ca grădinar.
începător, da? Toți poți câștiga între 950, 1000, 1100 sau 1200 maximum, ca angajat. Dacă tu ai 1100 sau 1200 ca grădinar în Portugalia, să știi că tu ești foarte, foarte bine, ești ok. Majoritatea care îi cunosc eu, cunoscuți care lucrează, am și cunoscuți moldoveni care lucrează tot pe contract și nu depășesc suma de 1100 ca grădinar, lucrând 6 zile pe săptămână, de dimineață până seara, prin soare, prin vânt, prin ploaie și așa mai departe. Deci tu când ești angajat pe contract, nimeni nu prea își bate capul cum e timpul de afară și așa mai departe. De asta în Portugalia foarte multă lume care vine, chiar și casa asta care eu am eu acum, zona asta unde eu lucrez în Portugalia, lângă Albufeira, Galeia care se numește, este o zonă unde toți bogătanii de prin alte țări care ies la pensie și cumpără câte o casă aici și vin și se odihnesc. Deci casele, practic, o mare majoritate din an, stau goale. Sau vin copiii, sau vin nepoții, sau vin cineva din familie în vacanță, câte o săptămână, câte două și atât. Vreau să știi că în construcții ești și situații, poți câștigi 1500, 1600, până la 2000 dacă ești un meșter bun și îți faci lucru și ești angajat. Nu poți ajunge la 2000 de euro dacă tu pui teracot sau cum spunem noi moldovenii plitcă, te ocupi cu gipsocartonul și așa mai departe, da, tu poți faci banii ăștia, dar iar trebuie să lucrezi foarte, foarte mult. Ce vreau eu să vă sfătui pe voi, care veniți în Portugalia sau vreți să veniți, stăruiți-vă să învățați limba. Stăruiți-vă să învățați bine lucru, să înțelegeți cum se lucrează, că în fiecare țară, în fiecare regiune se lucrează diferit. Dacă tu lucrezi într-un mod în Republica Moldova, nu crede că aici în Portugalia să lucrezi fix în fix. Aici sunt o lecuțică altfel de chestii care trebuie spins, cum spunem noi așa, firul. Odată și ai prins firul și odată și știi limba, primul lucru care te sfătuiesc eu, încearcă să-ți găsești niște clienți. Folosește platforma TikTok, cum i-am spus la un prieten de-a meu, că lui era rușine să vorbească, că e rușine să spui. Eu i-am spus, tu odată și faci video și spui cu și te ocupi și servicii prestezi, tu n-ai nică de pierdut, tu ai numai de câștigat. Deci dacă ești în Portugalia și vrei să faci bani, trebuie să lucrezi pe conta ta, trebuie să-ți faci tu graficul, trebuie să-ți casi tu de lucru și trebuie să-ți pui tu prețul. Și așa te valorezi tu singur pe tine. Dacă te duci la o lucrare și să vrei să te apuci cu 300 de euro, ei s-o apuci. Dacă nu, ați vii altcineva și a spui 500 și a s-apuci sau așa mai departe. Înțelegi? Asta este situația. Toate persoanele care eu le cunosc aici în Portugalia, care fac bani și stau bine mersi, sunt persoane care lucrează pe conta lor. Sau au pizzeria lor, sau au barul lor, sau au compania lor de construcții, sau au compania lor de grădinărit, sau au compania lor de transportat unele lucruri. Persoanele în așa mod, moldoveni de-a noștri, ucranieni, ruși, nu știu, mai mult. Cel mai bun lucru care poți să-l apuci în Portugalia ca grădinar este foarte ușor, pentru că tu n-ai de făcut multe cursuri, nu trebuie să ai experiență, nu trebuie să știi cine știi și carte sau să ai universități terminate. În primul și în primul rând, de exemplu, ca să curăți un palmier în Portugalia, e ca așa, ții nu-ți trebuie certificat. Tu dacă îți faci lucrul ăsta în Franța sau în Germania, tu o să trebuiască ca să ții palmier, o să trebuiască să ai o licență oarecare, să ai un echipament special, nici stăpânul nu o să-ți permită să ții, pentru că încalci legile, că o să trebuiască să ai asigurare și așa mai departe. În Portugalia, în privința la legile astea, e totul mult mai simplu. Tu poți face orice lucrare într-o grădină fără ca să ai niciun certificat, fără ca să ai nicio licență, că trebuie să te sui, că trebuie să te dai jos și așa mai departe. În privința la asta, ții ca începător îți este foarte, foarte ușor, pentru că tu poți face lucrarea asta chiar dacă tu n-ai un certificat oarecare. Înțelegi? Numai dorind să vrei, trebuie să fii atent și să începi lucrurile să le faci. Deci, foarte, foarte bine în Portugalia că nu trebuie să atâtea certificate ca să poți să faci o lucrare, să ții motosiera în mână, să ții un echipament oarecare. Tu ți-ai cumpărat toate echipamentele tale, mașina, ți-ai făcut 102 de vizite de astea de reclamă, te-ai dus, le-ai împărțit plătăți și ai început cu un client, 2, 3, 4 și încet și ușor, dar mă bâlbâi. Tot lucru care eu l-am acumulat în Portugalia și tot lucru care l-am făcut până în prezent, eu l-am făcut din recomandări. Eu niciodată n-am pus niciun anunț online, eu niciodată n-am pus anunțuri pe internet, pe Facebook, pe Marketplace și așa mai departe. Toate lucrările care le-am făcut eu, am făcut la un om, eu plăcut, am luat un preț cât de cât ok, omul ăsta m-a recomandat în altă parte. Și așa am început cu 2-3 case, 2-3 case și am ajuns să am mai multe și am ajuns să fac și mai multe lucrări din cauza că mă sună cineva care știe deja că eu sunt de încredere sau știe că eu la casa asta sunt de 5 ani de zile și ei... Oamenii bogați sau oamenii străini care vin aici în așa, îi duc la restaurante, la baruri, se întâlnesc, mai comunică și se recomandă din unul în altul. Uite, eu am un grădinar bun, uite, eu cunosc o bucătăreasă bună, uite, eu cunosc cineva care face bucătării sau cineva care pune teracot în baie. Și așa, dintr-un om în altul, tu poți ajunge să fii recomandat și poți ajunge să faci bani. Cu siguranță, la început, nu o să fie totul foarte, foarte puf.
dar îți garantez că dacă te focusezi numai pe asta, într-un an, doi, tu o să ajungi să ai de lucru atâta cât îți dorești tu. Și o să poți la moment să faci și 1000, și 2000, și 3000, și 4000, și 5000 de euro pe lună, depinde cât lucru ai să vrei să iei tu și cât ai să vrei tu să lucrezi. Deci eu vă susțin pe toți și vă spun că nu-i nimic imposibil, pentru că ca să faci alte lucrări, alte profesii, ca să le apuci, trebuie să fii profesionist. Ca să pui teracotă, să montezi ceva, trebuie să faci lucrul 100%. Dar în grădini e un lucru ușor unde, ok, trebuie o lecuțică de experiență, dar totul se învață. Chiar dacă te iei tu plantă o lecuțică mai tare, e crește, nu e nici strașnic. Totul revine la viață, plouă și totul înfloriește și așa mai departe. Deci aici, chiar dacă greșești sau faci unele greșeli, ele nu sunt fatale, cum s-ar spune. Așa că dacă vrei să te apuci de grădinărit și vrei să fii în Portugalia sau vrei să te duci în altă țară, eu îți spun să te apuci și să începi a lucra și încet, încet, încet o să ajungi să ai succes, cum au ajuns mulți moldoveni de-a noștri pisotare, să lucreze singuri pentru ei. Eu, din păcate, vreau să mă întorc în Republica Moldova, vreau să mă axez acolo pe niște lucruri și nu pot evolua aici în Portugalia pentru că familia vrea să stea în Moldova și situația o lecuțică este complicată. Dar dacă eu nu avem planuri să mă întorc în Republica Moldova și dacă vrem să stau aici în Portugalia, cu siguranță că eu în 2-3 ani de zile mă dezvoltam mult mai tare. Dar pentru că familia e acolo și eu sunt aici, n-are rost să mă lupt, să iau mai mult lucru, să mai cumpăr o mașină, să fac alte chestii, când știu că trebuie să mă duc în Republica Moldova, pentru că așa am decis. Așa că da, sper că video-ul ăsta ți-a fost o lecuțică încurajător, nu uita să pui un like, să te abonezi la canal și niciodată nu te rezi să începi ceva. Fie că faci video-uri pe YouTube, fie că faci video-uri în grădină, fie că cureți o piscină, fie că te-ai apucat de construcții, doar apuc-te. Apuc-te, apuc-te și învață în fiecare zi să înveți ceva nou, să evoluezi. Cu atâta. Și în decurs de un an de zile, așa și atâta. Pași afară și noi ne vedem în curând cu un nou video de pe canalul AGA Family. Cheers!